emisiune electorală de promovare. Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a candidaților care își doresc să ocupe diverse funcții în perioada următoare. Ne referim aici la 2024-2028. Vă reamintesc, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale și cele europarlamentare. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, este primarul în funcție și candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Ghelari, domnul Emerson Iancu Toma. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Suntem trecuți de bine, de prima jumătate a acestei campanii electorale. În unele zone ale județului lucrurile sunt destul de liniștite, cel puțin aparent. Care este atmosfera în comuna Ghelari? Păi, liniștite au fost la începutul campaniei cam peste tot și acum, cum se apropie ziua votului, încep să agite spiritele și este dureros când, în loc să te ocupi de o anumită platformă și să arunci în fața cetățenilor ceea ce vrei tu să faci, te ocupi de cealaltă parte, de ce nu s-a făcut. Și mai mult decât atât, cel mai mult mă deranjează când se denigrează adversarul, așa, numai ca să ai ce face, pentru că nu ai ceva concret să arăți cetățenilor, o platformă și anumite chestiuni și anumite proiecte pe care vrei să le implementezi. Vă referiți aici la contracandidații dumneavoastră care vă atacă? Mă refer aici, da, la contracandidații mei, dar mai mult și mai mult la unul dintre candidați, că ceilalți până acum au dus o campanie ok, doar ce vreau să facă, dar sunt și cei care, cum am spus mai înainte, lucră doar la discreditare, de arunca pe piață doar lucruri neadevărate și multă minciună. Bun, acum, dumneavoastră fiind și primar în funcție, aveți anumite avantaje din punct de vedere al proiectelor, al investițiilor pe care ați reușit să le realizați aici în comună. Dacă ar fi să treceți așa puțin în revistă promisiunile pe care le-ați făcut în campania electorală trecute și realizările, sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să duceți la bun sfârșit sau, mă rog, să se afle unele dintre proiecte în implementare? Eu sunt mulțumit, dacă ați specificat mai înainte că ca și primar pleci cu un avantaj. Este adevărat că pleci cu un anumit avantaj dacă te referi la ce ai făcut, dar în același timp pleci și cu un dezavantaj, pentru că poate unele lucruri n-ai reușit să le implementezi, să le realizezi, lucruri de care adversarii politici beneficiază. Dar în același timp, cum spuneam și adineauri, mai trist este că și acolo unde s-au făcut lucruri, cetățenii știu că s-au făcut, tu vii și spui, de exemplu, a apărut un pliant în care scria la anumite puncte pe care eu le-am prins în platforma mea, program din urmă cu 4 ani, că ele s-au realizat zero. Și aici mă pot referi. Dați-ne și câteva exemple, da. Exact. De exemplu, am scris acolo că mă voi ocupa de implementarea, finalizarea proiectării pentru serviciile de apă și canal. Lucru pe care l-am făcut, dar în același timp scrie că am făcut zero, pentru că nu le convine că s-au făcut acele lucruri. Din perspectiva, cred că celor care vor implementa acest proiect. Bun, dar acum oamenii care... Oamenii știu și vreau să, dacă sunt în fața dumneavoastră, să le spun, pentru că au amintit într-o emisiune la un alt post de televiziune, nu dau numele pentru că nu este ok,
că proiectul cu apă și canal a fost făcut în perioada 2016-2020. Vreau să le spun și cetățenilor și mai ales celor care acuză aceste lucruri, că data depunerii proiectului a fost în data de 1.11.2021, el a fost aprobat printr-un ordin 104841 din 13.09.2022, după care au urmat avizele, iar în data de 1.03.2024 a fost publicat pentru scoaterea la licitație a lucrărilor. În 5.04. S-a terminat evaluarea, iar în 17 mai s-a semnat contractul cu firma care face lucrările. Acum o să să terminăm cu această perioadă care este încărcată pentru toți. În cel mai scurt timp vor demara și lucrările la acest amplu proiect de apă și canal care este și cu o sumă foarte mare, ajunge aproape de 9 milioane de euro. În același timp, în perioada din 2020, când am candidat, am spus că vreau să dezvolt sectorul de învățământ și serviciile de recreere, pentru că acolo la noi mulți dintre părinți au început să ducă copiii la școală în Hunedoara, dat fiind faptul că în școlile din municipiu condițiile de învățământ erau mai bune. Am făcut acest lucru, am depus proiecte pe PNRR în mai multe componente, C10, C15, în care am demarat lucrările la reabilitările energetice, atât a școlii cu clasele 1-4, cât și a grădiniței, unde vor fi create condiții foarte bune cu încălzire prin pardoseală, schimbare de acoperiș și anvelopare energetică și, bineînțeles, a mai fost implementat tot în zona învățământului și un proiect pentru dotarea sălilor de clasă cu echipamente și mobilier de ultimă generație. Lucru care s-a și terminat, s-a finalizat în totalitate. Grădinițele și școlile, lucrările sunt în execuție și sperăm până la începerea anului școlar fiecare dintre copilași să beneficieze în clădirea lor, în acest moment tot învățământul este comasat în clădirea liceului din localitate. E bine că încă mai aveți tineri care sunt aici în comună și care studiază la aceste școli sau care urmează să aibă condiții mai bune. Populația școlară a fost într-o descreștere, nu numai în comuna noastră, dar în toată țara, dar în ultimii 2 ani a început să crească din nou populația școlară, pentru că am avut învățământul deja era comasat și pe nivelul primar. Acum încep clasele să fie de sine stătătoare, pentru că avem mai mulți copii, iar condițiile pe care le vom oferi de la începutul anului școlar viitor vor fi unele de excepție. Și grădinița a fost deja dotată cu mobilierul, a fost adus în școală și este în școală acum, cu paturi, pentru ca copiii să poată să rămână acolo la școală, să primească o masă și părinții să poată să ia doar când ies de la serviciu, că era o mare problemă și acest lucru acolo la noi, pentru că părinții, majoritatea lucrează în municipiu, alții lucrează și în alte părți și atunci este o problemă și asta. Da, și e bine să știe în siguranță, atât timp cât ei sunt la serviciu, copiii sunt în siguranță aici, în aceste unități de învățământ din comuna Ghelari. Care sunt alte proiecte pe care contracandidații spun că aceste, nu le-ați realizat? Aceste și proiecte au fost cele mai mari care au beneficiat de finanțări mai mari. De asemenea, am menționat că voi demara lucrările la furnalul care a fost tot timpul, s-a discutat despre acel furnal. Nu s-a făcut nimica până în 2020, ci să-mi fie cu iertare celor care nu le convine, chiar colegilor, unor foști colegi de-a mei,
și să spun că proiectul a fost finalizat în legislatura aceasta, iar în 2021, printr-o hotărâre de Consiliul Local, hotărârea numărul 45, unde s-au cerut de către Compania Națională de Investiții niște reglementări, a urmat în 2022 să dăm o nouă hotărâre de Consiliul Local, hotărârea numărul 42, prin care acest furnal a fost predat, s-a dat acceptul de predare a lui spre Compania Națională de Investiții pentru investiție în acest obiectiv turistic de clasa A. Un obiectiv. Deci se va realiza acum este în curtea CNI-ului. Noi este greu să facem lucrări la asemenea monumente istorice, pentru că costurile sunt foarte mari, sunt tot felul de avize și bugetul comunei Ghelar nu permite și nu își va permite în zeci de ani să finalizeze un astfel de proiect, ceea ce este foarte, foarte greu. Foarte greu, dar iată că sunt și variante până la urmă pentru realizarea acestor investiții. Într-adevăr, s-a discutat și a curs multă cerneală despre acest furnal de la Curge în continuare. Și curge în continuare, exact, pentru că toată lumea își dorește să fie repus cumva în valoare și să atragă turiști până la urmă. Cel puțin să fie conservat acest monument. Acesta este și scopul nostru, dar vedeți dumneavoastră, nu se pot face toate peste noapte, pentru că dacă o persoană fizică are 3 lei în buzunar, în momentul acela poate să folosească acei 3 lei pentru a-și face o achiziție sau a face ceva cu ei. În sistemul acesta bugetar de stat, nu poți să faci nimica chiar dacă ai niște bani. Nu poți să achiziționezi, toate au niște reguli și trebuie trecute niște etape. Iar aceste etape sunt speculate de adversari, mai ales când este campanie electorală, dar eu, unul, am spus și repet, să știe și cetățenii care sunt foarte mult, sunt dezinformați în această perioadă, pentru că de la depunerea unui proiect până la implementarea lui este cale lungă. Partea nevăzută este mare. Atunci când se lucrează la tot felul de documentații, când se obțin avizele, aceea este o parte nevăzută a proiectelor care are o perioadă destul de lungă până când proiectul deja prinde contur și se vede că se lucrează. Că toți spun, dar nu se încep lucrările odată. Pentru a începe lucrările la apă și canal au fost nevoie de tot felul de avize. A durat mai mult timp. Este adevărat că poate dacă ne mișcam puțin mai repede, puteam să fim într-o fază un pic mai avansată. Dar este vorba de câteva luni, nu putea să fie acuz 2 ani, pentru că nu este. Ce s-a aruncat acum în campanie este pur metode și lucruri care se fac chiar doar în perioada asta, după care se vor opri și viața trebuie să... Spun că mulți dintre primari acum, în această perioadă a campaniei, încep să asfalteze, încep să promită, iată, că se introduce rețea de apă, de canalizare, de gaz și așa mai departe. Lucrurile se accelerează cumva în această perioadă, mai mult decât... Lucrurile se accelerează în această perioadă, dar noi suntem acum primarii care suntem în funcție, mai suntem dezavantajați de faptul pentru că alegerile au fost și devansate. Și acum noi, dacă am început lucrările luna aprilie și alegerile sunt în luna iunie, e perioadă. Dacă erau după 6 luni, deja proiectele prindeau alt contur. Dar perioada de pandemie de un an și ceva a fost foarte greoaie. Noi am lucrat atunci la tot felul de documentații, dar cum am spus și am specificat și de asta am dat și numerele de înregistrare ale proiectelor, când au fost depuse, când au fost aprobate, când s-au semnat contractele de finanțare, pentru să poate să fie verificate de adversarii politici care într-o emisiune ce discutam mai adineauri s-au dus și au spus că au căutat și nu este nimic, doar apa și canalul, iar la acest proiect trebuie să-i dăm drumul, dar restul nu este nimic, că au căutat. Unde au căutat? Pe Facebook și pe Google? Pe Google și pe Facebook nu se găsesc proiectele. Dacă vreau să găsească cine a accesat proiecte, să găsească în
ministerele de resort, că acolo toate proiectele sunt transparente și pot găsi tot felul de informații, chiar să le ceară pe legea 544, să le ceară instituțiilor care se ocupă de finanțări și se ocupă de aprobarea acestor proiecte. Probabil că și dumneavoastră, dacă v-ar solicita... Da, dar n-au venit. Ați putea să le puneți la dispoziție, la fel ca oricărui alt cetățean, bineînțeles, până la urmă, pentru că trebuie să știe unde, cum merg anumite fonduri și pentru ce. Da, așa, bineînțeles. Așadar că aici vorbim și de transparență, totuși. Da, și... noi suntem transparenți, eu sunt transparent, dar nu s-au cerut și să aruncă pe piață tot felul de chestiuni care sunt 100% neadevărate. Haideți să discutăm puțin și despre proiectele pe care le aveți pe viitor pentru a dezvolta și mai mult această comunitate. O comunitate din Ținutul Pădurenilor, unul care este așa de bazm pentru mulți. Pentru unii așa e un loc de poveste, să spunem. Ce vă doriți în continuare pentru comunitatea pe care iată o reprezentați? De păi o să continui în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor. Acum, dacă începem, o să înceapă această lucrare de apă și canal, în toamnă, până în toamnă, vom încerca să scoatem la licitație și proiectul de rețele de gaze. El este aprobat, suma este una destul de considerabilă, aproape de 5 milioane de euro și vom dezvolta și acest serviciu. Sunt servicii pentru populație, sunt servicii pentru viitorii investitori și sunt servicii mai ales pentru infrastructura, benefice pentru infrastructura de turism, care poate să se dezvolte mult mai bine după ce sunt aceste servicii în localitatea noastră. De asemenea, am în plan și deja sunt demarate tot felul de, adică toate releveele la tot ce înseamnă clădiri publice și blocuri de locuințe și așteptăm să deschidă liniile de finanțare pentru anveloparea și reabilitările energetice a clădirilor publice și, cum am spus, anveloparea blocurilor de locuințe. Așadar, acele blocuri pe care probabil mulți dintre noi le-am observat când am trecut prin... Da, ele nu arată bine, dar... Sunt așa de... Ele nu arată bine pentru că acolo au fost locuite, o parte din ele nu mai sunt, trei scări de bloc nu mai sunt locuite, că au plecat după ce s-a închis mina acolo. Bineînțeles că dacă nu sunt locuite, ele s-au degradat și prin aportul celor care au locuit în ele, când au plecat, s-au mutat de acolo, au luat cuveta, au luat geamul și au plecat. Nu i-a întrebat nimeni nimic acolo și acum sunt acuzat eu că de ce blocurile arată în starea aceea. O mare importanță are pentru noi acest lucru, să reușim să demarăm și acest proiect și de asemenea să încercăm să punem la punct aceste zone de recreere, ce înseamnă parcuri, ce înseamnă spații de joacă pentru copii și terenuri de sport. Ați pentru reușit că să amenajați am încercat, acum, am reușit. Ele au fost în satul Ruda, au existat în comuna Ghelar, în cartierul de blocuri, cartierul Cuț, două spații. Ele au fost cu mobilier, au fost făcute cu mult timp în urmă. Am încercat să le cumpărăm mobilier nou, le-am reabilitat, am schimbat gardul, le-am dat o altă formă, de asemenea am mai înființat un parc și în cartierul Cârnu, iar cu finalizarea proiectului de reabilitare energetică a claselor școlii, a grădiniței cu program din cartierul sat, din zona satului, vom face un parc de joacă și în acea zonă, pentru că nu este, dar nu ne-am apucat să-l facem, că putea fi făcut pe bani publici, că nu erau foarte mulți bani, dar acolo lucrându-se și intrând utilaje și tot felul de materiale, nu puteau să fie folosit și să beneficieze copiii de el, mai mult decât atâta putea să fie și degradat prin aceste lucrări care erau chiar în imediata vecinătate, la vorba de metri, nu de zeci de metri. Așa, dar vă veți canaliza atenția și asupra... M-am canalizat-o și până acum și mă voi canaliza și în continuare
această atenție asupra acestor spații, pentru că este o carte de vizită a localității și când vin turiști la biserică, când vin rude, prieteni la noi, să poată ieși în parc, să poată să stea frumos pe o bancă și să nu existe aceste locuri. Biserică, și acum automat mi-a venit în minte emblema Comunei Ghelari până la urmă, ținutul, exact, pentru că cred că este cea mai mare biserică, nu? Din mediul rural. Este cea mai mare din țară, este cu siguranță. Erau discuții că este una dintre cele mai mari din Europa, vorbind de zona rurală, și cu siguranță este. Este o biserică frumoasă, o biserică emblematică, o biserică care a fost construită și are o istorie interesantă și care este vizitată de foarte, foarte mulți turiști. Atrage turiști foarte mult. Și legată de acel furnal și de biserica de marmură de la Alun, infrastructura rutieră în aceste zone este ok, drumurile au fost reabilitate și sunt asfaltate prin programul PNDL 1 și PNDL 2, deci infrastructura rutieră este. Acum urmează ca noi să ne facem treaba și să punem în valoare aceste obiective și să le legăm între ele. Este dificil, având în vedere că, repet, ținutul Pădurenilor este extrem de ofertant din punct de vedere al reliefului și al obiectivelor turistice, da, și al monumentelor istorice care se regăsesc aici. Este dificil pentru dumneavoastră, cei care faceți parte din administrația locală, să și atrageți turiștii, să-i și țineți aici în această zonă, pentru că sunt câteva comune în acest ținut, comune care poate și-ar putea da mâna pentru un proiect comun. În acest sens am început și am demarat încă din 2021 un astfel de proiect. Am făcut cu colegii noștri din Ținutul Pădurenilor, vorbim aici de Comuna Bunila, Comuna Lelese, Toplița, Teliuc, Cerbăl, Ghelar. Am făcut un ADI, o asociație de dezvoltare intercomunitară, prin care scopul căruia să fie dezvoltarea în comun a unor proiecte de atât de infrastructură, cât și de servicii și de recreere pentru potențialii turiști și în același timp și pentru locuitorii comunelor. Prin contură aceste idei pe care le dezvoltați în dezvoltarea cadrul acestei asociații? Această asociație de dezvoltare intercomunitară a fost înființată. Ea a avut până în momentul de față doar un proiect finalizat. Este vorba de o monografie și Informații complexe, pentru informarea mineritului și tot ce a fost mineritul în acea zonă. Avem și alte proiecte, dar acum să vedem de liniile de finanțare ca să putem să finanțăm, pentru că fiind o asociație de dezvoltare intercomunitară, nu putem să, trebuie să beneficieze toți de aceste proiecte care se pot face prin ea. Ea acum, în ultimul an, n-am mai avut activitate, că s-a început din urmă cu câteva luni campania și atunci toată energia s-a canalizat asupra campaniei acolo electorale. Și cum am început să nu ne mai înțelegem nici noi între noi. Aici e cam cu cântec, să da, spunem cu cântec. Acest la mine lucru. Nu, eu am o relație foarte bună cu toți primarii din zonă, indiferent de... Ei nu cu dumneavoastră sau cu... Nu, nici ei cu mine, dar am stat toți în această perioadă și nu ne-am mai canalizat atenția spre a mai face alte lucruri în asociație și am stat cam în stand-by. Există viață și după data de 9 iunie. Cu siguranță vedem că există. Atunci ce se va întâmpla și din acest punct de vedere și dacă atunci toate o să revină la normal, dar nu foarte brusc, dar în timp se vor așeza toate. Asta este speranța mea și cred că este ok. Mai sunt de fapt câteva zile, o săptămână și puțin până la alegerile locale.
veniți în fața locuitorilor comunei Ghelari și cu o echipă pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră, poate ar fi bine să spuneți două vorbe și despre oamenii care vă sunt alături în această competiție electorală. Da, bineînțeles că eu vin cu o echipă de consilieri, unii au mai fost consilieri, alții sunt noi, sunt oameni care locuiesc acolo, oameni care au afaceri acolo, oameni ai locului, oameni care au avut activități și care vor binele și dezvoltarea comunității noastre. Vă bazați pe echipa eu dumneavoastră? Eu mă bazez și alegătorii și cetățenii din comună ne cunosc și îi rog nouă să vină la vot și să voteze cu inima și cu mintea pentru noua conducere, nou Consiliu Local al Comunei Ghelari. Câți locuitori mai are Comuna Ghelari? Păi după, dacă ne luăm după statistică, este una, locuitorii ajung undeva numărul la 1800, real, pentru că sunt foarte multe fluctuații, pleacă, sunt mulți care nu sunt cu domiciliu pe Ghelari, mai ales vorbim de zona Govăjdiei, care este destul de mare, dar și în Comuna Ghelari, care au case acolo, dar buletinele nu le au. În același timp, dacă tot a venit în discuție această chestiune, am avut mari probleme, dar după discuții au început să-și mai facă reședințele în Comuna Ghelar, vorbesc de zona satului Mănăstire, Govăjdia, pentru că numărul de locuitori fiind foarte mic, iar distanța pe care vreau să implementăm proiectul de apă, canal, gaz și acolo este dat per capita, dat per număr de locuitori și a fost greoi, dar până la urmă am depus și acolo proiectul de apă și canal și sperăm să primim un feedback pozitiv cât mai curând posibil. Pentru a putea să introduceți și aici aceste rețele. Servicii. Și să înțeleg că este o problemă în ceea ce privește pe acei cetățeni care își construiesc poate o casă de vacanță sau își achiziționează o locuință aici în zonă și nu au reședință aici în comună. Da, și asta le-am explicat, că pentru ca să putem să depunem proiecte trebuie să noi să facem dovada. Sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndepliniți. Există locuitori acolo, pentru că nu poți să faci o investiție dacă ai 20 de locuitori pe o zonă de 7-8 kilometri. Pentru că costurile sunt foarte mari și cel care dă banii, cel care aprobă finanțarea, se uită la tot felul de criterii. Provocări multe, nu? Din această postură de primar. Provocări multe, provocări am avut și înainte. Iar cetățenii știu ce am făcut pentru comunitate, atât ca primar, cât și înainte când eram profesor în localitate. Când am terminat facultatea, am vrut să rămân în localitate și am încercat să fac lucruri pe care sunt demn și sunt mândru că le-am făcut, pe care nimeni nu a crezut că le pot face și același lucru vreau să fac și în partea asta, dar nimica nu se poate face de pe azi pe mâine. Dacă în urmă în anii 98, când am terminat facultatea, am demarat o activitate sportivă care n-avea nimeni încredere în ea, primii campioni ai României au venit după 3 ani, după 4 ani, iar prima calificare la un campionat mondial a venit după 10 ani. Primul campion balcanic a venit după mai mulți ani. Deci nu se poate face un lucru care îl faci de calitate și vrei să-l faci bine de pe azi pe mâine. Și oamenii acum, și ei înțeleg și eu, nu mai au răbdare și vreau totul să se facă foarte rapid. Să se facă ieri. Să am terminat lucrarea ieri. Da. Deci aplicați ceea ce ați acumulat, de experiența acumulată și din această postură și de profesor și înainte să fiți în administrație, o aplicați acum și în administrația locală? Păi, o aplic, încerc să o aplic, în administrație este puțin mai greu, sunt și mai multe de făcut, dar
sperăm că, că vom face totul și să o facem ca la carte, cum se spune. Suntem la final de emisiune, o să vă rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Ghelari, pentru că în data de 9 iunie sunt invitați cu toții la vot. Da, am mai spus-o și o repet, îi rog pe cetățeni, în primul rând, să vină la vot, să-și exprime opțiunea politică, iar atunci când sunt în fața buletinelor de vot în acele cabine de vot, să voteze cu inima, cu sufletul și cu siguranță localitatea se va dezvolta cu acest vot al lor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumesc, la fel. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!